Bună, dragilor, și bine ați revenit pe vlogul meu. Subiectul de astăzi este unul extrem de interesant. Este un subiect pe care, sincer vă spun, nu mi-aș fi dorit să-l deschid vreodată, dar o fac pentru că m-au deranjat foarte multe lucruri care s-au scris în presă. Nu vreau să critic pe nimeni, nu vreau să dau în cineva. Pur și simplu știu că așa se face, asta e procedura, trebuie să atragi, fie prin titlu, fie prin conținutul articolului, dar s-au scris anumite lucruri care pe mine m-au deranjat foarte, foarte tare și de asta fac acest vlog. În primul rând, subiectul, evident, este noua relație a lui Chris cu un băiat misterios. Cine să fie acel băiat misterios? În viața reală, povestea este cu totul și cu totul diferită față de ce vedeți voi prin presă. Foarte mulți dintre voi mi-ați scris, mi-ați trimis link-uri și print screen-uri cu tot felul de pasaje din articolele care au vehiculat prin presă în ultima perioadă vis-a-vis de acest subiect. N-am putut decât să mă amuz. Vă zic sincer, m-am amuzat teribil. Dar m-a activat un lucru pe care l-am citit într-un articol și nu vreau să spun unde, n-ar avea nicio relevanță, oricum sunt mai multe site-uri care au scris tot felul de tâmpenii, și anume că Vlad German va suferi din nou. Vlad German va intra din nou în depresie. Cum va reacționa Vlad German când va afla că frumoasa vedetă se află în brațele altui bărbat? Dude, what? Ok, rewind. Hai să o luăm cu început. Chris și cu mine ne-am despărțit. Punct. Ăsta e începutul. Nici măcar nu ar trebui să continui, nu ar trebui să vă dau nicio explicație, mai ales să spun ceva pentru presă. Nu. Dar Chris și cu mine ne-am despărțit. Punct. Ok, hai să continuăm. După ce ne-am despărțit, a urmat o perioadă foarte grea pentru amândoi. A fost o perioadă extrem de grea. Și asta pentru că am stat 9 ani împreună. Iar după 9 ani, când brusc te trezești singur, păi, nu prea știi ce să faci, nu știi pe unde să o apuci. Ok, singurul nostru, dacă pot să spun avantaj, dintr-un oarecare punct de vedere, a fost faptul că încă lucram împreună. Practic, pentru noi n-a fost o ruptură din aia bruscă. Noi am continuat să lucrăm împreună, să ne vedem, ceea ce da. Pe de o parte era foarte greu, pentru că, sincer, aș fi preferat să fie o ruptură și să știu că nu mai văd persoana respectivă din punctul ăla, din momentul ăla. Dar o parte din mine probabil că și-ar fi dorit. Și aș fi alimentat niște chestii, nu știu, căutând pe net, să văd ce am mai postat, chestii de genul ăsta. Deci da, sunt părți bune, sunt părți rele. Până la urmă, partea bună a fost că încă știam de ea. Adică o vedeam, la început am fost distant, la început mă feream să vorbesc cu ea pentru că durea foarte tare, iar sentimentul era reciproc și evitam să o fac. Timpul, în schimb, deși eu nu am crezut că este posibil o relație de prietenie după o relație amoroasă de 9 ani, timpul mi-a demonstrat contrariul. Da, este posibil, deși e greu de crezut. Poate a și contat foarte mult contextul, faptul că noi am continuat să lucrăm împreună. Cred că a contat și asta. Dar, deși la început nu prea vorbeam, ne feream să vorbim lucruri personale și nici nu ar fi fost sănătos să o facem, poate că din, hai să zic, respect, din respect, pentru că totuși au fost 9 ani, din respectul față de partener, și poate alte motive, am continuat să vorbim și să ne deschidem și să comunicăm lucruri care țin de persoana noastră din prezent. Adică, uite, ăsta sunt eu, asta am mai făcut eu. Fie că e vorba de o chestie pe care am făcut-o pe plan profesional, cum a fost și în cazul meu, am scos piesă și așa mai departe, fie că e pe plan personal. Deși, iarăși, da, destul de greu, subiecte destul de delicate, dar ele au fost comunicate. Noi am vorbit lucrurile astea. Și ca să nu mai lungesc povestea, da, știam despre relația lui Chris cu acest băiat misterios.
știam chiar de la Chris, Chris a venit să-mi spună, n-a fost un moment ușor pentru nimeni, pur și simplu a fost o chestie fair pe care a simțit să o facă, am apreciat gestul pe care l-a făcut și faptul că a vrut să-mi spună lucrul ăsta și singura chestie pe care am vorbit-o cu ea, adică ea și-a asumat anumite riscuri, știa, de la început știa că poate să fie văzută, că poate să scrie prin presă și-a asumat lucrurile astea și s-a dus cu capul înainte. Ce e deranjant cu adevărat și ce mă supără de obicei când văd astfel de articole prin presă e că oamenii tind să răstălmăcească puțin adevărul. Fie pentru că nu-l știu până la capăt și e normal, ei pur și simplu speculează ceva, au văzut ei ceva și hai să scrie, mamă, i-am surprins, se sărutau, se luau în brațe, mamă, ce o să zică Vlad? Mamă, sigur nu știe Vlad, ho-ho-ho, mamă, să vezi câți bani facem acum pentru articolul ăsta. Bullshit. Nu mai scrieți căcaturi pentru că nu face bine nimănui, cu atât mai puțin oamenilor care chiar cred, mai ales fanilor care și-ar fi dorit cumva ca relația asta să funcționeze. Poate că după o perioadă de timp ei își doreau ca noi să ne împăcăm. Și acum revin la ce am spus la început. Chris și cu mine ne-am despărțit, punct. Da? Sunt destul de matur, am trecut prin foarte multe lucruri de când m-am despărțit de ea, m-am dezvoltat, am evoluat, simt lucrul ăsta, e fix ce vă spuneam în primul vlog, dacă nu mă înșel, că ne dorim să evoluăm și eu simt că deja am făcut-o și în asta 6 luni, 7 luni, cât a trecut de când ne-am despărțit, chiar am făcut o grămadă de chestii de care sunt mândru. Pe de altă parte și a făcut o grămadă de lucruri și nu am decât cuvinte de laudă la adresa ei și mă bucur pentru ea. Și în mod real, pentru faptul că a reușit să intre într-o nouă relație, să iubească din nou, pentru mine e un lucru extrem de important. Și nu pot decât să mă bucur sincer, sincer și puteți să vă uitați în ochii mei că nu mint. Mă bucur enorm că a reușit să fac acest pas. Și haideți să vă spun o chestie pe care cred că am mai discutat-o pe la anumite emisiuni și nu numai. Poate că am dat și interviuri, habar n-am. Am fost prima iubire, am fost primul bărbat din viața lui Chris. Și acum eu nu spun că nu există relația aia, știi, te iei de tânăr și poate să funcționeze până la adânci bătrânețe. Eu nu spun că nu ar exista lucrul ăsta. Dar hai să fim serioși. Pentru că noi eram foarte tineri atunci când am intrat în relația respectivă. Da, din punctul meu de vedere, eu care, da, nu spus, am mai avut o relație, avusesem o singură relație. Atât, o singură relație înainte de Chris. Mă gândeam, mamă, asta e prima ei relație. N-am nicio șansă. Cu siguranță nu o să fie ceva de lungă durată. Și cu toate astea au fost 9 ani și au fost 9 ani superbi. Nu frumoși, superbi. Doar că, uite, au fost lucruri care au contat. Au fost lucruri care au contat și probabil că lipsa de experiență și așa a contat. Și vârsta și lipsa de experiență. Pentru că vrei să experimentezi, vrei să cunoști, vrei să vezi oameni, vrei să vezi cum te comporți tu lângă anumiți indivizi care sunt diferiți între ei, cu toții, suntem unii, suntem diferiți. Ok, că se mai aseamănă anumite caracteristici, dar suntem diferiți. Și atunci, da, au fost momente și în timpul relației în care mă gândeam, bă, s-ar putea la un moment dat să se rupă, s-ar putea să nu funcționeze. De fiecare dată când ne mai certam, mă gândeam, mamă, dacă asta e ultima ceartă, dacă se rupe, dacă nu știu ce. Și uite că s-a întâmplat. Deci, concluzia, da, se poate rupe oricând o relație. Poate să funcționeze chiar dacă ești tânăr și ești super îndrăgostit și poate, să zic, chiar ar funcționa. Dar cele mai sănătoase relații cred că sunt ale atunci când, nu știu, doi oameni se întâlnesc, fiecare are bagajul lui de experiență și așa mai departe, fiecare știe cam ce își dorește de la partenerul ideal, să zicem, și cumva reușește să funcționeze, să închege împreună într-o relație super sănătoasă, non-toxică și așa mai departe. Dar asta vine cu experiența. Ori, din punctul meu de vedere, nici eu și nici Chris nu aveam experiența necesară pentru a duce o astfel de relație. Cred că la un moment dat, oricum, ar fi apărut tot felul de probleme. Și da, unii spun 9 ani, mamă, dar a stat 9 ani, adică nu au fost 2, nu au fost 3, au fost 9. Da, au fost 9 ani și în ăștia 9 ani am învățat o grămadă de lucruri și am trecut împreună cu Chris prin multe, multe experiențe frumoase și experiențe mai puțin frumoase și știți cum e, din experiențele nasoale înveți cel mai mult.
eu mi-am definit caracterul și mi-am dat seama ce îmi doresc de la o relație din aceste două relații pe care le-am avut atât. Chris neavând decât una. Normal că își dorea să încerce. Normal că își dorea să vadă cum s-ar comporta un raport cu un alt bărbat. Și uite că lucrurile astea se întâmplă. Chris trăiește lucrurile astea și nu pot decât să mă bucur pentru ea. E o chestie la început de drum, lăsați-i în pace, nu vreau să mai văd lucruri de genul Vlad, iar o să te apuci să bei, o să intri în depresie, o să fii trist. Nu, fraților, sunt super bine. Mai mult decât atât, vorbesc lucrurile astea cu Chris, știu despre ce este vorba, sunt la curent cu tot ce face, și pe plan profesional și pe plan personal. Ne înțelegem super bine și cred că, mai ales pentru voi, cei care ne-ați fost alături atâta timp, cred că asta contează cel mai mult. Faptul că știți de la noi că ne înțelegem foarte bine, că am ajuns la un nivel de comunicare super ok după 6 luni, chiar dacă la început a fost greu, aproape imposibil din punctul meu de vedere, uite că am ajuns aici într-un punct în care da, putem să comunicăm și putem să fim doar prieteni. Ok, că v-ați dorit voi să ne împăcăm, că v-ați fi dorit să, nu știu, să încercăm să facem ceva să funcționeze, să nu pierdem ce am construit în 9 ani. De multe ori e cel mai sănătos să te rupi să mergi înainte și ți se pot întâmpla atâtea lucruri frumoase care poate nu s-ar fi întâmplat dacă în continuare rămâneai în relația respectivă. Și vreau să înțelegeți că, știți cum îmi place mie să dau și sfaturi, vreau să înțelegeți că de multe ori trebuie să fiți și egoiști. Da, trebuie în balanța asta să cântăriți și ce e important pentru voi. Adică, ok, facem compromisuri, facem sacrificii, încercăm să facem cumva să funcționeze relația, dar relația ar trebui să vină ca un bonus. În primul rând, și da, știu, și asta poate vine și de la orele de terapie pe care le-am făcut, în primul rând trebuie să fim noi ok cu noi, să ne iubim noi pe noi. Pentru că altfel, cum ar putea să ne iubească cineva dacă noi nu ne iubim și nu suntem ok cu noi? Spunem, bă, îmi place cum sunt, îmi place unde sunt, îmi place ce fac și așa mai departe. Dacă tu ai permanent o stare de nesiguranță, că nu știi ce să faci, păi omul ăla de lângă tine, săracul, o să stea o perioadă și pe aia zică, bă, gata, nu știu, săracul nu știe ce vrea de la viață, am plecat. În primul rând trebuie să fii bine cu tine. Și asta, da, vine și cu experiențele de genul ăsta, adică intri într-o relație, vezi ce se leagă, vezi cum te simți, înveți lucruri, ok, n-a funcționat, plec frumos, trec mai departe, vine altcineva, încerc, a funcționat, am învățat, poate la un moment dat se rupe, ok, trec mai departe. Nu contează că am 28-29 aproape. Chiar nu contează, deși poate la un moment dat puneam o presiune pe mine. Mamă, am 29 de ani, ar trebui să am o familie. Iarăși, astăzi chestii super greșite și pui presiune pe tine aiurea, n-are niciun sens. În concluzie, știam despre această relație în care a intrat Chris. Sunt lucruri pe care eu l-am vorbit cu ea. Noi suntem bine, ne înțelegem foarte bine, comunicăm lucruri și cred că asta e tot ce contează. Dacă ne-ați susținut și ne-ați fost alături până acum, nu văd de ce n-ați face doar pentru că v-a lovit un pic la orgoliu. Ah, Chris e cu altcineva? Nu! O urâm de acum înainte. Sau, ah, Vlad e cu altcineva? Nu, îl urâm de acum înainte. E dreptul nostru. Trebuie să ne refacem viața. Nu putem să stăm să plângem în pernă și să spunem, aoleu, super și nu o să mai trăiesc niciodată. Nu. N-ar fi sănătos absolut deloc nici pentru zona asta, nici pentru zona asta. Cel mai important e să faci lucruri pentru tine. Să nu te blochezi în chestia asta, să nu te uiți niciodată în spate. E cea mai mare greșeală, iarăși o lecție pe care am învățat-o. Să te uiți tot înainte și să vezi ce uși ți se deschid. Pentru că, până la urmă, o despărțire nu este decât un nou început. Pe bune. Nu e final. E un nou început. Atât pentru tine, tu îți dai, în primul rând, șansa de a trăi anumite lucruri, alte experiențe. Și cred că despărțirile sunt lucruri definitorii pentru caracterul nostru. Adică chiar cred că din lucrurile nasoale, așa cum am spus mai devreme, înveți cel mai mult. Nu pot să vă doresc să treceți prin cât mai multe despărțiri, dar chiar vă doresc să aveți parte de experiențe grele, de provocări, sau să fiți puși în situația de a lua anumite decizii și oricât de grele ar părea, vă sugerez să luați decizia corectă. Adică pe bune, nu trebuie să vă fie frică să spuneți nu, nu trebuie să vă fie frică să spuneți da la anumite lucruri, chiar dacă poate nu ați vrea neapărat să le faceți. Aruncați-vă, trăiți, bucurați-vă de tot ce vă oferă viața, pentru că habar nu avem când o să se termine.
tot ce știm e că se termină. Habar nu avem cu cine o să sfârșim, habar nu avem cine o să fie partenerul nostru până la finalul vieții, habar nu avem dacă o să avem copii, habar nu avem o grămadă de lucruri. Nimic nu e sigur în afară de un lucru. Începe viața și se termină. Asta e tot ce știm. Parcursul, asta e adevărata călătorie. Habar nu avem unde ne duce viața. Dar putem să încercăm, putem să trăim cât mai mult, putem să ne bucurăm cât mai mult, putem să facem cât mai multe lucruri pentru noi în acest timp limitat pe care îl avem pe pământ. Mergem înainte și vedem unde ne duce viața. Fraților, vă pup și vă mulțumesc că ați rezistat, nu știu câte minute va avea acest vlog, dar sper să îmi fiți alături în continuare, sper să fiți și alături de Chris și ne vedem data viitoare într-un nou vlog aici pe canalul meu. Vă pup!